Gheorghe conduce la pauză cu 16 la 15 după o primă repriză pe care Rapid a început-o foarte bine, a condus mai multe rânduri la 4 sau la 5 goluri, totul s-a stricat la 14 la 9. Atacul Rapidului n-a mai putut să o depășească, în special pe Sandra Toft, care a locuit-o pe Silje Solberg în poarta celor de la Gheorghe. Apoi Gheorghe s-a apropiat și a reușit să conducă la pauză, marcând prin Oftedal în ultima secundă. Foarte bună Ivana Capitanovici în prima repriză, atunci când Rapidul a făcut diferența. Sperăm ca jocul foarte bun să continue pentru Rapid în încercarea de a câștiga în fața quintuplei câștigătoare a Ligii Campionilor. Rapid a jucat fantastic mai bine de 52 de minute, apoi a avut o superioritate, n-a putut să înscrie, a reușit de două ori la rând ambalista lui Martin Ambrus să fructifice și de acolo s-a mai tăiat avântul campioanei noastre, care de la 14-9 este condus acum cu 16-15 pe debutul reprizei secunde. Gheorghe are primul atac, Toft rămâne în poartă, Oftedal centru, Riu dreapta, Brock pe pivot, stânga Hansen. Aceasta este linia de 9 metri, pătrunde Hansen și o împinsă. În dreapta este Lucaci și pe stânga Șațăl, extremele titulare. Broch, Oftedal, cea mai bună jucătoare a lui Gheorghe în prima repriză. Oftedal pleacă în circulație, Șațăl din extrema stângă, Hansen, Oftedal, amenințare de joc pasiv, Riu, Oftedal, aruncă și marchează. Ușor golul primit de rapidiste. Uluitoare Oftedal, ce procedeu are. Nu mai poate să inventeze astfel de aruncări, nici că nu are forță la talia sa față de Inter, dar este extrem de inteligentă. Polman în centru, Hernandez în pivot, Buceschi dreapta, Canor stânga, Corșo și pe extrema stângă, în dreapta este Lopez, aruncă la vincul, dar din faul Canor respinge Toft 9 metri. Polman n-a părut inspirată de când a intrat în atacul Rapidului, iată menținută de Carlos Iver, Hernandez bate aruncarea de la 9 metri, Polman, Buceschi, Inter dreapta, Polman, Canor, pleacă în circulație Marta Lopez, Canor, o depășire, Canor, cea mai bună jucătoare a Rapidului în tur, 7 goluri, deocamdată n-a reușit să înscrie. A fost folosită încă din debutul meciului, Canor, Lopez, Polman, Buceschi, în pierdere de viteză, da, și asta este. Nu au fost atente rapidistele la ultima pasă, Riu pasă la Brock, liberă și fructifică. Început bun pentru Gheorghe. Și-a pățit și Dinamo cu Zagreb, început slab de repriză secundă. Spunând că nu va face același lucru și Rapid, care n-a putut să înscrie până acum în primele 3 minute și este condusă cu 2-0 pe intermediar. Canor. A trebuit mai multă viteză în atacul Rapidului. Gol marcat de Canor. Acțiune individuală finalizată de Franțu Zoică. Superbă depășirea sa pe zonă centrală. Oftedal, Riu. Oftedal aruncă iar și în stânga portarului din contact cu Canor, care se resimte, cred că mișcarea brațului lui Oftedal s-a terminat în fața lui Canor. Da, Oftedal este prima care s-a dus să-i ofere îngrijiri medicale lui Orlan Canor. Gol marcat de Oftedal, al doilea al său în această repriză a doua. Amețită Canor, scoasă la margine. Intră grozav în interstânga. După ce a scris primele două ori, apoi a fost ghicită de Sandra Toft. Polman cu numeroase accidentări și ea în carieră. Ajută cât poate echipa. Prima aruncare în această parte a meciului din bară, mingea în arbitru. Polman tot arată că a fost o deviere acolo. Este calmată de arbitru.
S-a supărat unul din arbitrii după ce a fost lovit de mingea care a sărit din bară la aruncarea Stefanei Polman. S-a arătat destul de deranjat că Polman a continuat să protesteze. Hansen până la off the dal. Riu. Intră în forță Riu. Semicerc, da. Nu este validat golul, aruncare căzută, șansă pentru Rapid care trebuie să marcheze. Polman, ceva mai rapid, da, faultat Hernandez. Extraordinar duel dintre Hernandez și Ivet Bro, care este atenționată de arbitrul de pe apărare. Sunt niște tertipuri pe care le știu foarte bine, în special apărătoarele de centrală, în jocul cu pivotul, Ivet Bro și pivotul pe atac. Știe ce se facă lui Hernandez, asta poate intra Iberica în posesia balonului. Ivet Broch are 120 de selecții cu naționala țărilor de jos, argint la mondialul din 2015, de asemenea argint la europeanul din 2016, când a fost declarată cel mai bun pivot și la mondialul din 2017. Grozav. Frumos. Depășire superbă și în sfârșit o învinge pe Koch, ce pe care viteza a avut Grozav pe lângă Broch, Ortedal. Același lucru, pasă la pivot, cu bătăria acolo, strâns o stase și Grozav la oameni. Trebuie cumva să o blocheze pe Stine Oftedal, jucătoarele Rapidului, pentru că a început să facă ce vrea pe teren. Este o jucătoare fantastică. Riu, apără capitanul Mici, dar degeaba aruncare de la 7 metri la pătrunderea lui Schatzel, venire în al doilea pivot. Vedeți în dreapta acum cum a fost împinsă Schatzel pe Hernandez. Bine să execute până la urmă, dată Riu, jucătoarea din Corea de Sud. Încă un 7 metri în această partie. Sperăm că este momentul relansării pentru campioana României. Polman Cerschi. Polman pasă până la Grozav, la extremă, Corcioș. Oh! 7 metri, da, a fost închisă la culoar Corcioș de către Pro. Circulat pe 6 metri. A fost sigur Corcioș că se împiedică mai întâi de Broch, apoi a aruncat la poartă. Decizie corectă a celor doi croați. 7 metri, execută Eliza Puceschi. Din nou Toft, la fel ca și Capitanovici mai devreme. Paradă de la 7 metri. Ce duel al portarilor avem. Vicecampioana europeană de Sara Toft, odată cu bronz la ultimul mondial cu Danemarca. Toft este portar redutabil, dublată de Rahiar la naționala daneză, dacă țineți minte. Riu pentru Oftedal, pasă la extremă Lucas, aglomerează și în centru. Riu, fentă, intră ușorul Hernandez, 9 metri. Riu rămâne greoaie. Și în apărare, jucătoarele Rapidului ar trebui să speculeze mai mult, să o atace mai mult pe Riu, să o ia 1-1. Riu, faultată de Corș, 7 metri și eliminare de 2 minute. Nu s-a așteptat Riu la acest gest din partea lui Corș și a cu capul de adversară, împingere. Dacă momentul în dreapta, a luat un șaut, un tampon în față. Execută șanță la aruncarea de la 7 metri, stă pe linia porții Capitanovici. Peste poartă șanță! E un festival al ratărilor de la 7 metri. Rămân două goluri avans pentru Gheorghiu, Rapid în atac. Capitanovici iese la schimbare pentru a-i face loc lui Gutierrez. Probabil că Lopez, ba nu, Gutierrez va veni la schimbare.
Pullman. Atmosfera este grozavă în continuare. Buceschi, grozav, Pullman, grozav, liber, Hernandez ratează! Of, câte ratări, 1-1. Să ne amintim și de acele contraatacuri de la începutul meciului. S-a blocat tabela la 17-19. La pauză a fost un gol pentru Vior, 16-15. Cu astfel de suporteri n-ai cum să nu dai totul în partidă, însă trebuie să mai ai și puțină șansă. Oltedal, singură locuri cu Mete Hansen, așteaptă Riu în dreapta, primește acum Riu, deschide la Lucaci. Bine! Lucaci scurt! Din nou ne-a mai pomenit croata, care este la schimbare pe inferioritate. Încă 40 de secunde de inferioritate. Pullman din nou în centru cu Buceschi, dreapta și grozav, Inter stânga. Pullman, 30 de secunde de inferioritate, vom începe mai târziu schema. Grozav, Pullman, Buceschi, grozav vine în centru, Pullman în Inter stânga, grozav, o depășire, se duce foarte bine la faul, încă 20 de secunde din inferioritate. Trebuie să ține mingea în atac pentru a intra portarul. Pullman, o atacă pe Riu și obține aruncare de la 7 metri. Ce spuneam mai devreme, trebuie atacată constant Riu, nu are calitatea tehnică pentru a face față duelului cu Pullman sau chiar cu grozav. Aruncare de la 7 metri, execută Stavra Pullman. Să vedem unde va arunca olandeza! Oară! Incredibil! Nicio între echipe n-a putut cu 7 minute această parte a doua jocului. Două rată rapid, două ghior în minutul 39. Câtă tensiune și la nivelul partii de joc, vă dați seama. Încerca jucătoarele să dea la extremitatea porții și au trimis în mare sau peste. Pasă! Gol până la urmă. 17-20. Pullman accelerează după repunerea lui Grozav. Buceschi. Grozav în fața s-a apărut în semicon. Apărare, Pullman se descurcă admirabil. E 7 metri. Să vedem cine va veni să execute aruncarea de la 7 metri. Probabil Sorina Grozav. Trebuie să înlăturăm blestemul aruncărilor, ratărilor de la 7 metri. Ce plecare, ce depășire de pe loc a avut Pullman, fentă. Și este frumos în stânga portarului Sorina Târgă Grozav. 18-20, cât să mai apere și Sanda tot. Foarte important nivelul din apărare. Hansen, Oftedal, Brock ia o poziție exterioară. Riu, Hansen în centru, Riu, Hansen, Brock, Riu, Oftedal în centru. În fața sa apare Ainhoa Hernandez, Hansen libera, apără Capitanovic. Sperează, șață, bară! S-a mișorat poarta pentru șață, lășată și pentru Istevana. Capitanovic, Ivana Capitanovic, la cât a apărat până acum. Rapidul poate veni la un gol în spatele lui Ghior. Grozav, Pullman, Ainhoa Hernandez așteaptă pe pivot. Gutierrez, Grozav, Pullman. Grozav față-față cu Zemico, Grozav mai departe, Pullman, Buceschi, Pullman din nou. Pullman, o depășire, Buceschi, atac succesiv, ratează Lopez. Am avut de două ori șansă să pătrundem pe culoare, centru sau Inter, spre cazul lui Sărbonaro, l-ați văzut acolo. Însă s-a preferat jocul pentru Lopez, bine că mingea este down și a rămas în pozițional. Hernandez în pivot, așteaptă minge să vedea că vine de la Pullman acum. Va, peste poartă, Pullman. Multe, multe ratări, multe greșeli în primele 12 minute. Apărarea oricum a mers mai bine, pentru că altfel Viorul s-ar fi distanțat. Și sunt doar două goluri și este de jucat și poți să recuperezi. Mai sunt mai puțin de 18 minute și jumătate în derbiul Rapid Vior în Liga Campionilor.
Totul se joacă în continuare. Oftedal, Hansen. Oftedal foarte aproape de poartă. Riu se duce, intră în contact. Aruncare de la 9 metri. Riu altădată reușea foarte ușor să arunce de la distanță. Ezită de fiecare dată. Nu e aici jucătoarea periculoasă la linia de 9 metri a lui Ghior. Oftedal o pasă până la Bleum. Recuperează rapidistele. Grozav, grozav. O pasă riscată până la Lopez. Prinde, gol! Lopez! Superbă acțiunea, 4-4 pe contră. Bine că nu s-au privit la pasa decisivă. Lopez a reușit depășire cu frână și s-a apropiat la un gol de Giorului Martin Amros într-o fabuloasă atmosferă creată de 5.000 de suporteri care au cumpărat biletele de mai bine de 2 săptămâni. Riu, Fentă, bate să nu facă pași, blocată de Canor și Hernandez, 9 metri. Nici nu ajută foarte mult colegele pe Riu. Oftedal, Hansen, Oftedal, Riu, blocată de Gutierrez, 9 metri. Riu, pentru Oftedal, o ajută blocul pivot, ea primește peste poartă! Important această ratare. Putem să egalăm de la minus 3, grozav pentru Eliza, gol! Atenție la această pasă, Blum primește și marchează, repunere rapidă a celor de la Ghior care reușesc să marcheze după ce Rapidul în sfârșit reușit să se egaleze. Capitanović vorbește cu Denisa Dedu. Grozav în centru. Uceschi și Canor, cei doi Inter, a renunțat Carlos Iver la Polman. N-a mai intrat nici Spinola în repriza a doua. Canor, Uceschi, grozav, aruncă, apără Toft. Ce intuiție a avut Toft. Plecase odată cu săritura Sorine în stânga sa. Citit-o, acolo va da. În fine, instinct de super portar pentru Sandra Toft. Hernandez, Uceschi, Canor, grozav, Canor, doar aruncă Eliza, gol! Se descurcă de minune în interdreapta Eliza, 21-21. Dacă mai spate și noi o minge în apărare, putem apoi să ne gândim că vom conduce din nou ca în prima repriză. Deocamdată e bine că am reușit să stopăm repunerea rapidă a lui Ghior. N-am primit gol, iese la schimbare Hansa, revine Riu în interdreapta. Oftedal, Riu în Zemico, Inter stânga, Riu, suntem la jumătatea reprizei a doua. Stel, Zemico, gol validat de cei doi arbitri. Deși duelul francez, da, între Zemico și Canor, da. Sare un pic acolo. A încercat să închidă culoarul, Canor, se răspună, tapă pe braț de la Bloc și de la Broc, înțeles? 9 metri. La jumătatea reprizei secunde. Un gol pentru Ghior în fața Rapidului, care a avut 14-9 în prima repriză. Apoi s-a mai scăzut nivelul special în atacul pozițional. Reitrostas, grozav, Canor, Buceschi. Se poate continuare un rezultat mare împotriva lui Ghior. Ostase, Buceschi, Canor, grozav, Canor, o depășire, Canor aruncă pe lângă poartă, a fost faultată de Broch, care face apărare în centru cu Blum, două jucătoare foarte puternice, ambii pivoți. Canor din nou pentru Eliza Buceschi, Ostase, revine grozav în centru, ea poate să arunce de la distanță. Grozav deschide unghiul, Buceschi nu mai are culoar, lasă pentru grozav și pusește mingea superb. 22-22 la Zuiși pe Viver, la magia terenului, șanță, repunerea rapidă, Semicer. Semicer și Edinge pentru Rapid, care poate trece din nou în față. Moment foarte important al meciului. Tămărburii suporterii Ghiorului cu bine în șoldă la colțul Sălitorii Valente. Admire și ei, parcă atmosfera creată de Giuleșteni și Polivalentă. O
Năstase, vrea să plece cu Pieres în circulație, n-a fost lăsată să plece în locul său. Tanor se înalță, lasă pentru Eliza, se închide zona pe centru. Grozav a ajuns ea în dreapta. Grozav pentru Cuceschi, pasă pe spate din faul, 9 metri. Aproape să ajungă mingea la Canor și ar fi fost culoar pentru Franțuzoaică. Buceschi, Canor, Buceschi, hai cu Stase acum, Canor, pasă până la Gutierrez. Faultate și Canor și Gutierrez. Două minute eliminate Lucaci. Avea de arbitru Croați, i-au dat un Lucaci. Tania Medve s-a ridicat și ea să-l atenționeze pe Viverca, care este prea puternic în intensitatea meciului și a protestat degeaba. Om în plus pentru Rapid, să sperăm că se vor descura mai bine campioanele României în aceste momente față de ce s-a întâmplat în prima repriză. Grozav, Cucescu, Manor se înalță, joacă pentru Eliza, Poltă, Loboară, Lopez, n-a mai avut curaj să dea tare la poartă. Parcă cu frică Marta Lopez. Păcat, încă 13 minute până la finalul meciului, 22 egal, superioritate pentru Rapid. Din nou n-au reușit Rapidii să le se marcheze în superioritate. Trebuie însă să se apere. Poarta lui Gheori este goală. Riu vine în centru. Poate forțăm acum o intercepție. Gutierrez, specialista Rapidului la acest capitol. Riu pentru Blom, s-a infiltrat Zemico, acum s-a întors în postul său. Ofte, dar a ieșit Canor în față. Ofte, dar forțează puțin, pasă, l-a pifat peste! Încă o ratare pentru Blom. Poarta este goală în continuare, intră top. Hai Buceschi, Buceschi pătrunde! 9 metri. 9 metri. Au cerut forțare jucătoarele de pe banca lui Ghior, pătrunde cu Ambros, da. Într-o discuție cu între arbitrii. Și Terbel foarte mulțumită de nivelul la care s-au apărat jucătoarele lui Ghior. A cerut și ea forțare. A fost jucătoarea lui Martin Ambros la Iceapa atunci în 2011, când a vândut finala. Bine! Ce schimbare de direcție grozavă din partea Sorinei. Și din nou campioana din Giulești conduce cu 23-22 spre bucuria celor 5.000 de fani. Mai sunt 12 minute. Sorina Grozav poate fi cartea câștigătoare a Rapidului în duelul atât de important cu Gheor. Gheor în atac. Oftedal, Riu, Oftedal crucișează cu un Zemico. Time-out pe care îl cere Martin Ambros. Superbet goes super. Repriză în care Gheor nu s-a regăsit, a jucat slab. O poate face și acum în finalul disputei cu Rapid, chiar dacă Gheor are o echipă cu jucătoare foarte valoroase. Nu este o echipă invincibilă, iar jucătoarele Rapidului cred că știu asta mai bine decât noi. Zemico pentru Ofdedal, Riu rămâne singura stângace dintre dreapta. Luăm pe pivot, Zemico, bimează pasa la pivot, vine Riu, aruncă și scrie în stânga lui capitanul. Deci 23-23, încercăm repune rapidă. Ostase pentru Buceschi, Grozav, Manor, Grozav are culoar, 7 metri, a fost gol să toace faza, apărare Semicer. Foarte nemulțumită Oftedal, se uită lung către arbitri și ar fi dorit să scoată un fault în atac. N-a fost cazul. Sorina Grozav execută aruncarea de la 7 metri. Ea a pus capăt acelor ratări de la 7 metri. Schimbare de portar la Gheor. Gheor revine campioana europeană, Silje Solberg.
23 ne-am regăsit siguranța și de la punctul fatidic prin tânăra Sorina Pintă Grozav, care evoluează aici în polivalentă sub privirile mamei sale, Marina Târgă, jucătoarea cu cele mai multe goluri pentru naționala României. Bro, off the dark. Zeminco, Riu, a căzut off the dark. Dreapta lui capitanul, cu mingea din piciorul său, se duce în poartă până la urmă. Două aruncări, două goluri pentru Riu la ultimele faze. A văzut, a fost capitanul și pe reflex, dar n-a avut șansă până la capăt. Încă 10 minute din partidă, 24-24, rapidul în atac. S-a trezit Riu, dar sper să nu țină. Canor, Grozav. Canor, Grozav. Grozav de pășire extraordinară, apără toptă, este aruncarea de la 9 metri pentru Rapid. Martin Ambros zâmbește sarcastic, dar cu spatele spre arbitrii cu această decizie. Costasă, Luceschi, Canor, Grozav, Canor se înalță, în sfârșit aruncă și iasă, dar asta este valoarea lui Canor. 25-24, ne-am rupiat și noi pe rămâna rapidă adversarelor, Ortedal, au trasă de tricou. Ce se minge pentru Rapid! Se minge pentru Rapid! Extraordinar! Forțare! Martin Ambros se duce și își cere dreptatea la masă oficialilor în relație cu această decizie. Dar nu puteai să vezi faultul în atac, da? Ați văzut-o pe Broc, n-a lăsat-o pe Canor să iasă pe întâmpinare. O decizie apropiată de regulament din partea arbitrului de pe apărare. Rapid se poate duce la două goluri dacă fructifică atacul. Gutierrez, Canor, Canor față-față cu Zemico, faultată, 9 metri. Cele două colege la națională. Și rivale pe post. Da. De adevărat, Zemico poate să mai joace și în dreapta sau centrul la Zadi, dar joacă 90% și în stânga, precum Canor. Cobra a fost în formă, a zis la Europan, încheia pe locul 4, a zis la Digisport, această competiție superbă, care Norvegia a câștigat pentru a 9 oară titlul european, învingând Danemarca, după ce pierduse în grupe la daneze, în urmă cu 5 zile. Canor, Grozav, Canor, intră al doilea pivot, Lopez, Canor, Buceschi, Buceschi, ia acțiunea pe gol propriu, aruncă bar, recupere, de gol! Avea nevoie de această reușită, Lorena. Ce bine a sărit mingea. 26-24, mai sunt 2 minute. Și-a purtat banii de la extaz la agonie și înapoi la extaz această echipă minunată a Rapidului, care face în continuare minuni în Liga Campionilor. Zemico, off the dal, fază, aruncă în diagonală, scoate superb Capitanović, să s-a dat foul pentru cel mai bun centru din lume, Stine, off the dal, 9 metri, Broc. Ondeda se uită la Zemico, iese Broc acum pentru Riu. Ondeda schimbă locul între cele trei jucătoare. Ondeda împinsă. 9 metri. Cât de bine joacă Stine Ondeda. Cu adevărat este un centru genial. Creează tot timpul fazele pentru colegele sale. Nu joacă foarte schematic. Joacă pe intuiție și pe geniu hamaristic. Momentele în care puterea se împletește cu intuiția la jucătoare, momentele de final ale meciului în care trebuie stăpânită emoția extraordinară a unui meci împotriva lui Ghior, una din cele mai bune echipe din lume. Mulți dintre acești fani vor pleca din polivalentă Sala Giuleș pentru meciul de basket între Rapid și Sibiu de la 11:30 la Digi Sport, însă vor sta să-și sărbătorească aici cu campioanele. Mimează aici Zemico, un foul mai dur din partea lui Lopez. Exact în momentul în care Ghior intrase în amenințarea de joc pasiv. Iată că nu numai la fotbal vedem astfel de momente tragico-comice, și la handbal se mai întâmplă. Vrei să influențezi decizia arbitrului.
poate fi încă un rezultat istoric pentru Rapid. Atenție la Riu, vor face paravan pentru aruncarea sudcoreencei. Gol marcat de Riu. Fantastică, ce braț are, știe că dă și logic 90% în colțul lung și nu poți să blochezi. Grozav. Eliza Semico foarte arțăgoasă și enervată lor pentru adversară. Anor și timeout cerut de Carlos Iver. La cote maxime. Satisfacție din prima. Fortuna. O problemă cu suprafața de joc, iar este în semicercul Rapidului. Spuneam, am avut vărat un festival de handbal de mare clasă în polivalentă. După ce CSM a învins Ferenc Varoș weekendul trecut, Dinamo egal cu Zagreb joi într-un meci care a fost purtat de la agonie la extaz. Dinamo a spus un punct până la urmă în finale, vin de la minus 4. Și acum este rândul lui Rapid să ducă trena handbalului românesc în Liga Campionilor și să o țină la respect pe campioana Europei Dior. Pasă la intercepție, prima greșeală de această manieră a Rapidului și înscrie Zemico. Mult prea previzibil acea fază a echipei noastre. Un fault, un fault aici, da, 2 metri, Riu a împins-o pe Canor. Încă 6 minute până la finalul jocului. Ostase, Rapidul trebuie să marcheze. Grozav, Ghior a revenit de la 2 goluri. Buceschi, Grozav, Canor. Grozav lasă pentru Canor, Grozav, Canor, Canor aruncă și marchează Orlan Canor. Super, Canor a luat acțiunea pe cont propriu, știind că Zemico va ieși iarăși la Buceschi, a riscat ea din centru și a reușit să furtifice Riu. Fentă, pasă, rapid, vota, apără Capitanovic, mingea pentru noi. S-a lovit de extrema lor, Fodor, căzută Zemice, pasă în partea opusă, Lopez, gol! 28-26 pentru Rapidiste, fața Ghiori, mai sunt 5 minute și jumătate. Am condus cu 2 goluri, au revenit cele de la Ghiori, acum din nou 2 goluri, după ce Martin Agro s-a schimbat-o pe top cu Solberg, din nou. Oftedal. În sărbătoare, suporterii Rapidului, Oftedal, Riu, vine în poziție centrală, încrucișează cu Zemico, este vinge recuperată Riu. Pentru Rapid, Buceschi, Buceschi, gol! A fost faul la pivot, la faza precedentă, Martin Ambros este de pusolat și cere și el time, a avut să mai am de nimic, pentru că toată sala este galerie pentru Rapid Ulești. Luate pe sus jucătoarele lui Ghior, plătite cu zeci de mii de euro. Rapid, echipa mai bună în fața lui Ghior în această după-amiază. Mai e puțin și va fi o nouă victorie memorabilă pentru Rapid. Thank you.
inima, un meci care va fi dedicat suporterilor Rapidului. Ultimele 5 minute și Rapidul conduce cu 3 goluri. Trebuie să strângă din dinți rapidistele, să se apere dumnezeiește pentru o nouă victorie uluitoare în Liga Campionilor. O victorie care ar face în cojurul Europei handbalistice. În Zemicou, Riu, Gros, Riu, Oftedal, cearcă o depășire, o angajare, oh, capitanul vine! Oftedal, Zemicou, pasă pentru Fodor pe partea stângă și carată ușor de către Lopez. N-au avut pe unde, formidabilă din nou Capitanovici. Este și un duel remarcabil între Tiver și Martin Ambrose, cei doi antrenori iberici, Oftedal. Zemicou pasă pe la spate, Gheorghe Fodor accentuează căderea, mai vrea să scoată o eliminare la Lopez, care s-a apărat extraordinar pe laterală. Extraordinar se apără rapidistele în minutele de final. Știu că sunt mai bune decât jucătoarele lui Gheorghe Ambrose, aproape de un nou eșec în Liga Campionilor. Chiar în România, a cărei națională a antrenat-o. Oftedal, ținut pivotul, liberă și scoate Capitanovici din spagat și cade pe minge apoi. Este meciul și lui Capitanovici, cum spun oamenii din Hamba, dacă n-ai portar, nu poți să bați mai mult de 50% din apărarea noastră. Ivana Capitanovici, care a apărat 20 de minute perfect în prima parte și acum la fel în final de partid, exact cum trebuie. Dă gol rapid acum și logic nu va pierde, grozav pentru Buceschi, ajută Lopez din extremă. Buceschi joacă foarte tare, centru, pasă la pivot, greșită, recuperează Buceschi, s-a aruncat la sacrificiu, s-a dat picior, digea pentru Gheorghe Zemicou. Zemicou se urcă pe o adversară, apără Capitanovici, va fi 9 metri pentru Gheorghe. Nu trebuie să primim goluri ușoare. Atmosfera este destul de tensionată, bine că pot arbitrii croați să ține jocul în frâu. Diver mai protestează și el pentru observatorul EHF. Decizia este la arbitrii croați, am Jurinović și Mătrița, care au destule parte importante în viața campionilor și turnee finale. Decizia extraordinară a EHF-ului prin desemnarea acestor arbitrii, ca să poartă dreptate în meciul dintre Rapid și Gheorghe. A intrat Blâm pe pivot în locul lui Broch. În Zemicou am intrat în ultimele 3 minute ale meciului. Riu, Oftedal pentru Blâm, care marchează. Ce pas a putut să găsească Oftedal și a mai arătat încă o dată super clasa cu minge printre apărătoarele noastre. Știa Blâm că așa va fi, a zis, era deja cu mâna stângă întinsă și a gătat și a arătat cu dreapta. 29-27, mai sunt 2 minute și jumătate, Rapid în fața unui rezultat istoric în fața precampioanei din Ungaria. Avem nevoie de gol acum pentru a lăsa presiunea pe umerii jucătorilor din Ungaria. Grozav, pasă Buceschi, Eliza pentru gol! Ce fază face Buceschi! Ce a creat Eliza Buceschi, cât de inteligentă, cât de ușor a șerpui stânga dreapta, apără Capitanovici! E mingea noastră! E mingea noastră și Rapidul va câștiga împotriva lui Gheorghe. Uluitor, face Rapidul istorie! A avut brațul liber Oftedal pe această pătrundere, dar n-a putut să scrie, deoarece Capitanovici este super portar și Carlos Viver crește și el la cote maxime acest final de întâlnire, cum se întâmplă și cu cei 5.000 de fani și dumneavoastră în fața televizoarelor. Grozav aruncă mingea deviată, corner pentru Rapid, rămâne foarte atac, bine. Să prungim atacul, să mergem între pasiv și poate ne dăm gol pe ultima secundă. Lopez, Ostase va executa aruncarea de la 7 metri, 1 minut și jumătate. Grozav, Canor, Buceschi, ce fază a făcut mai devreme Eliza Buceschi. Grozav, Canor pentru Grozav, amenințare de joc pasiv. Buceschi, Ostase se bate pentru această minge, obține 9 metri și e foarte bine. A avut culoare Eliza, dar a dat drumul la minge spre pivot. Sorina, gol! Pară la această acțiune. Ce ratare pe un moment decisiv, Zemicou, 2 cu Folfeghi, Bocca! Pende! Bocca! S-a terminat joaca! Rapidul, Rapidul
este 30-27 și mai sunt 45 de secunde. O nebunie totală de mai bine de o oră în sala Polivalente cu acești suporteri uluitori care au crezut în victoria echipei lor în fața Giorului. Deja se felicită jucătoarele din teren ale Rapidului, deja și cele de pe bancă. Riu mai câștigă o minge, pleacă pe contraatac, dublu dribling semnalat de cei doi arbitri croați. Rapid va termina în atac partida cu Gheor cu o victorie fabuloasă. A fost time-out până la urmă. Și comentatorii de la postul maghiar care transmită acest meci, să-l auzim pe Viver. Spuneam de comentatorii maghiari care sunt alături de noi aici în sala polivalentă, au filmat și ei câteva momente cu atmosfera fabuloasă creată de suporterii Rapidei și pe da seama au fost pe toate de pasărie cu Gheorghe și cu Ferencvaros, să nu mai vorbim de Veszprém și de Pixeghet în Liga Campionilor la masculin, dar și ei sunt impresionați de ce se întâmplă în bătrâna sală polivalent, care a mai trăit momente magice, dar nu ce se întâmplă acum în această sală, spuneam, construită în 1974, care a rezistat și la acest derby între Rapid și Gheorghe. Să vezi și să nu crezi ce se întâmplă în polivalentă. Buceschi, 9 metri, 5, 4, 3, primele transformații ale clasamentului. Martin Ambros, sportiv, atacă Evuna cu omologul său, Carlos Viver, dar și cu cei doi arbitri croați care au fost impecabili și ei s-au ridicat la nivelul partidei și acum este momentul fanilor și a jucătoarelor care vor cânta și vor dansa împreună pentru câteva minute. Un meci pentru istorie pe care Rapidul îl pune în scenă în fața suporterilor, extraordinar. Dincolo de a ne gândi la clasamente, victorii, puncte, goluri și așa mai departe, este o victorie emoționantă pentru fetele Rapidului, care se îmbrățișează, care abia așteaptă să petreacă cu fanii o după-amiază uluitoare. Bucureștiul cu trei echipe în handbalul european, în Liga Campionilor, va merge cu toate în optimile de finală, măcar ale Ligii Campionilor, și de acolo putem visa orice cu această atmosferă. Rapidul poate merge până departe. Rapid are acum 12 puncte în clasament și o gălează pe Esbjerg, la fel și pe Gheor. Pe primul loc este Mes, care a rămas are avantaj cu Gheor, da. 3 goluri aici, 2 acolo. Da, asta se până la final, când se trage linie, Gheorul are golavăra superior, la fel și Esbjerg, însă Rapid și-a arătat valoarea, poate să bată pe oricine, cel puțin pe teren propriu, după ce a învins-o pe Esbjerg, a făcut egal cu Mes, a venit rândul Gheorului să se încline în fața jucătorului Carlos Viver, care și-a creat o echipă extraordinară aici, după ce a câștigat titlul surprinzător anul trecut și artizanul formației, să nu uităm pe Bogdan Vasiliu, omul care a încercat și la Rapid să facă o echipă de toată valoarea, de super clasă în Giulești, și asta a reușit mai puțin de 2 ani de zile. Și vedeți salutul fetelor pentru suporterii care au fost magnifici mai bine de o oră. Da, e un rezultat cu adevărat pentru istorie, care îl depășește pe cel cu Esbjerg de la Mioveni, dar Rapidul e o echipă capabilă în continuare să facă multe, multe surprize în Liga Campionilor, iar alături de fani pare o structură invincibilă.
Este un meci uriaș pe care Rapidul l-a făcut în favoarea lui Gheorghe. Greu de găsit un om al meciului cu adevărat, echipa Rapidului, fără a ne apropia de niciun clișeu. Echipa Rapidului a fost cu adevărat formidabilă. A acționat la impulsul lui Carlos Viver pentru un rezultat uluitor al handbalului românesc. Și ca de obicei, Rapid a jucat ca și Dinamo în Liga Campionilor, cu om în plus, datorită fanilor. Invincibilă Rapid pe teren propriu în această competiție. Imagini care spun totul despre punta de legătură creată între suporteri și cu adevărat echipa Locomotiva clubului, formația de handbal campioană a României. Da seama ce va fi în vară când clubul va împlini frumoasa vârstă de 100 de ani. Handbalista a luat titlul mai devreme, în 99 al existenței, să vedem ce va fi în vara viitoare, când sunt pregătite tot felul de surprize. Suntem Sămin Cănescu și Costi Prună. Vă mulțumim că ați urmărit cu adevărat acest regal handbalistic unic, arătat de campioana României și normal de super campioana Europei Gheorghe, care deja este la vestiare după ce s-a salutat și ea cu suporterii săi, care vin în permanență după jucătoare în meciurile din deplasare. 32-27, victorie mare pentru Rapid, care rămâne cu speranța că poate să intre între primele două și să urce și ea în sferturile de finală ale competiției. Ar fi un rezultat uluitor pentru handbalul românesc, cu Rapid și CSM în acea parte a competiției. Acesta a fost meciul memorabil dintre Rapid și Gheorghe. Rapid va juca săptămâna viitoare la Storhamar în Norvegia. Este Dinamo va juca joi împotriva lui Vestrem, un alt meci pentru istorie, iar CSM-ul va încheia anul în polivalentă într-o dispută cu Vipers Kristiansand. Suntem Costi Prună și Severin Călinescu. La revedere, rămâneți alături de Digisport.